Băie și fete, astăzi reacționăm la cea mai nouă animație cu Ciuciu Charles. Ați auzit foarte bine, băie și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la o nouă reacție la animații, fraților. N-am mai făcut de foarte mult timp un episod de genul și am zis de ce nu, băieții. Pentru că frățiunile și de la GameToon s-au scos o nouă animație în legătură cu Ciuciu Charles, care este foarte interesantă și în același timp puțin înfricoșătoare. Însă, totodată tind să cred că o să fie și un episod emoțional, pentru că animația, fraților, se numește Ciuciu Charles nu este un monstru. Hai să vedem care-i treaba. A fost postată acum 12 zile. O să vă traduc tot ce se zice în limba engleză și să vedem care-i treaba. Nu uitați like și subscribe. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților. Let's go! Ciuciu Charles nu este un monstru, cartoon animation. Let's go, baby! Bun! Deci uite pe ăștia, fraților, din câte știu eu, sunt, să spunem așa, a zis că sunt foarte, foarte urâți, sunt asistenții lui șeful ăla mare, știți, ăla care vrea să facă o tonă de bani din această mină. Hai să vedem, ok, deci ăștia au pus niște dinamită pe aici, dinamită care l-a trezit pe Ciuciu Charles. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, this is not good, bro, oh my god. Hopa, deci zică boss-ul o să iubească chestia asta și vedeți că se pun să ia ouăle. Cred că nu, frățiorul. Cred că o să aveți o foarte mare surpriză. Jesus, ok, hai să vedem. Cred că o să vină cineva. Nu. Și-a luat armele. Ce arme să luați, voi, frațele, în spatele vostru? Am crezut pentru o secundă, ai crezut bine, fugiți. Du-te, bă, Charles. Hopa, bro, din greșeală a călcat pe dinamită și a explodat. Mamă, Charles, ai grijă. Mama, acum e foarte nervos. Acum, frățelul nostru, Ciuciu Charles, e foarte nervos și pe bună dreptate, fraților. Uitați-l, ăsta este șeful la toată lumea. Ăsta vrea să facă o tonă de bani de pe insula asta. A venit să ia ouăle astea. Either that, or it means I better move fast before that monstrosity Ciuciu Charles finds me. Ok, deci ăsta a zis s-ar face bine ca băieții să nu facă nimica și dacă cumva se întâmplă ceva ar trebui să mă mișc foarte repede până când acea monstruozitate, adică Ciuciu Charles, nu o să mă prindă. Hai să vedem. Man, I told you not to be so generous with the dynamite. You don't want to lose a limb. But more importantly, we don't want to lose precious loot. Ok, deci lui ăsta nu-i place, fraților, că ăștia au dat cu dinamită peste tot. A zis să nu fie așa de generos cu dinamita pentru că poate să explodeze și ouăle. What is this? Some kind of shelter? Bro, ok, stați, fraților, că situația devine foarte interesantă. Ăsta este un adăpost. O mini căsuță făcută în mina lui Ciuciu Charles. Cum ar putea cineva să trăiască, fraților, aici? N-are niciun sens. Ce se află acolo, man? Opa! E Charles? E casa lui Charles? Tu! Oh my god! Na, niciun please! Bro, cine-i băiatul ăla? De ce ăsta face avea și a zis Charles, oprește-te! Lasă-mă pe mine să mă ocup de el pentru că tu ești obosit, du-te și odihnește-te. I-a zis că niciodată nu o să devii mai bun dacă tu faci chestia asta. Ce se întâmplă, frate? Sunt foarte curios. Foarte confuz. Ce că tu locuiești aici? Ok, fraților, și a zis că nu trebuie să-i răspundă. Nu contează cum trăiește el aici. Și a zis, tu știu cine trebuie să fie, având în vedere că Charles s-a enervat foarte mult. Dar vedeți, fraților, că Charles ascultă de omul ăla, bro. Oh my god, fraților, Charles ascultă de omul ăla. Jesus, ok. El este Warren Charles III. Știți și voi povestea. Și că datorită mie, fraților, și că acest oraș există, da, datorită ție există și Ciuciu Charles, frățiorul, deci nu e așa de wow. Și că tu ești pe bune motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă. Noroi din cauza monstrului, tu ai creat monstru, frățiorul. You people, so quick to call something evil a monster. Things aren't always so black and white, Warren Charles.
Bro, uitați-vă, îl mângâie pe Charles, merg ca pe o pisicuță, ca pe un cățeluș. This guy is really not so bad when you get to know him. I wouldn't go so far as to say he's harmless. After all, he's... Ci că nu a zice că nu e periculos, dar ci că dacă îl cunoști, este foarte de treabă. Dar cum adică, bro? Ok. But if you're on his good side, your looks better than most. Ci că dacă ești de partea lui, totul bine, mamă, dar de asta vorbește ciudat. How exactly does one get on his good side? Ci că și cum naiba poți să aflu partea lui bună? Ci că să fii decent. Ci că dacă nu ați fi fost așa porniți să-l vânați pe bietul Charles, poate până acum aș fi știut cum să accesați această parte a lui bună. Ok, deci că ăsta este aici de când a început să atace Juju Charles și vedeți că a distrus insula. Uitați-vă, fraților. Uitați-vă, aici nu erau, nu știau de ce e Juju Charles capabil. Au pus d-astea capcană de urși. Bro. Mamă, uitați-vă, frate, încercau să-l prindă. Ok. Ăștia s-au dus la vânătoare de Chuchu Charles, fraților, n-au niciun sens. A venit momentul lui. Ia uite-l. Opa, Charles a fost prins de aia. Dar degeaba, fraților, că nu poți să-l omori cu pușca. Degeaba l-ai prins. Haide! Dar nu putea să o facă. Bro, cum adică să nu poți să o faci? L-am văzut așa. Bro. Bro, bă, ăsta e nebun, frate. Ăsta l-a văzut pe Chuchu Charles lipsit de apărare și a zis că nu e corect. E ok. O să te ajut, ok? Stai acolo. Și că promit că nu vreau să te rănesc. Așa că nu mă răni nici pe mine. Ia uite, l-a ajutat. Și că nici acum nu știe de ce. Nici eu nu știu de ce, frățiorul. What the fuck, gen, n-are niciun sens, bro. De ce îi face chestia asta? Dar știu că era chestia corectă pe care trebuia să o fac. Bravo ție, frate, că până la urmă și Chuchu Charles a fost un om. Uite, i-a zis thank you și l-a lăsat în pace, bro. You're setting him free? Are you crazy? He's a monster and he needs to be destroyed. Oh my gosh, după au venit ăștia din spate să se ia de el. Bă, și ăștia au dreptate, fraților, că Chuchu Charles este un monstru și trebuie distrus, pentru că oricât de bun ar fi el, omoară alți oameni. Nu te omoară pe tine că ești tu de treabă cu el, dar omoară alți oameni. Îmi pare rău. Ai niște un trădător și riști viețile tuturor din acest oraș. Bă, corect! Corect, fraților! Hopa! Dacă nu-l pui jos pe Chuchu Charles, o să te punem noi pe tine jos. Și cred că... da, îl ajută Chuchu Charles, uitați-vă. Uitați-vă. A fugit. A fugit, mamă. Credea că aici s-a terminat totul, credea că e mort. Dar îl ajută Chuchu Charles, fiți atenți. Ia uitați-vă, fraților. Ia uitați-vă. S-a dus pe ei să-i bage jos și l-a salvat pe ăsta, fraților. L-a salvat pe ăsta. L-a luat în brațe, ce faci? Unde mă duci? Bro, îl duci undeva. Bro, l-a băgat acolo și l-a dus în mine. Bro, l-a apărat. Do you want me to take care of that for you? Ah, îl bandajează, bro.
Oh, l-a bandajat. Fraților, ce ce-a spus la urmă și el a fost un simplu om, ca noi toți. I wasn't sure what to do. I knew the hunters would tell the whole town what I did. If I came back, best case scenario, I'd be shunned. Worst case scenario, I'd get an angry mob after me. Ok, și a zis că gen nu putea să iasă de acolo, fraților, pentru că dacă era mort, na, era nașpa, practic, pentru că murea, dar, logic, dar dacă încerca să zică că el e prieten cu Ciuciu Charles, ăștia se răspicau toți, fraților, și se luau de el. Vă dați seama. Ciuciu Charles, do you mind if I stick around here? I don't think I got anywhere else to go. Și că Ciuciu Charles, cum zice, ești ok dacă mai stau pe aici? Pentru că nu știu unde să mă mai duc. Uite, ăsta s-a bucurat, față, că nu mai e singur. Ce drăguț, ce drăguț. Ce drăguț. Uitați-vă, față, i-a adus lemne să construiască. Jesus! I'd rather not know. Ok, și a zis, bă, stai, de sus casa cuiva să le iei pe astea. De fapt, nici nu vreau să știu. Uite, bro, și-a construit o casă, bro. I-a adus mâncare, bă, ce tare. Uitați-vă ce fericit e. Ce fericit e, bro. Home, sweet home. Uitați-vă, fraților, câte diamante! Nu, pare ce sunt rubine, emeralde, gold, ouă, câte chestii de-astea, de-asta aici, a dus Ciuciu Charles. Uitați-vă, fraților, și deja am bătrânit și a uitat lumea de el. Ok, nu neapărat am bătrânit, dar n-are cum să se bărbărească. Da, ce tot tușești așa, bro? Opa! Bro, și cred că e bolnav. Uitați-vă, face-o, Charles e tare. Să zic că nu știu cât timp mai am, dacă timp mai am vreau să-l petrec cu Charles. Strangely beautiful. Da, este foarte drăguț, o poveste foarte drăguță. Do you mind if I... Nu, nu-i place de asta, asta oricum face, e un bandit. Deci nu avem cum să avem încredere de el, că e un bandit. It's not that easy getting through to him. He's still wild after all. I may know him well, but there's always a chance he can bat my hand clean off. Și ăsta, desigur, fraților, a zis că știu destul de bine, dar se pot întâmpla și chestii ciudate. Și ăsta, desigur, că vede bogățiile. V-am zis, e un bandit, e doma după bani. Vede bogățiile. Aha, acum s-a gândit, poți să te ajut niște cicasi de alea. Surprised you haven't tried to use them yet. Surely if we were to go to the shrine. I'm afraid I can. I'm not quite as limber as I used to be. I can't get around real well without hurting myself. Și că nu pot să merg așa de mult prin mine fără să mă accidentez. Charles is afraid to take me up to the shrine because he doesn't want to hurt me. Well, Charles, if you let me assist you, I think I can help out your friend here. Bro, deci, da, frate, deci îl ia pe ăsta să meargă la shrine acolo unde pun ouăle ca să îl facă, cum îi zice, să-l facă bine. A zis că știu că probabil nu știi de puterea ouălelor, dar sunt foarte surprins că încă nu le-ai folosit. Uite, să vede și Charles după ei. Ok. Uite, aici. Now all we need is to activate the power of the eggs. Ok, trebuie să activăm puterea ouălor. O să fie la fel de bun. Hai să vedem. Yes, perfect. Now, Choo-choo Charles, if you lift him up into the energy... You! Step away from the shrine, or we'll blast you sky high. You really think you can hurt Choo-choo Charles? You've got a point. It's you or the old man, Choo-choo Charles. I'd think carefully if I were you. Bro, oh my god, fix acum trebuia să-l arunce fraților pe ăsta în energie și a venit ăștia și a zis că îl împușcă și zice, pe ce ceas nu poți să-l împuști, îl împuși pe ăsta, bătrân. Stai că acum se bagă pe ei.
N-am niciun sens, ok. N-am niciun sens. Ce? Oh my god. Oh my god. Chica Charles, îmi pare bine că ai avut grijă de mine, bro, să nu moară. Aruncă-l, bă, în ala, aruncă-l în ala. Mulțumesc că ai fost prietenul meu, bro, aruncă-l în ala. Nu, aruncă-l. So sorry for your loss. Îmi pare pentru... Bă, omoară-l pe ăsta, băi, Charles. A fost doar vina ta, mamă, bagă-te pe el. S-a băgat el acolo. Ce se întâmplă? A devenit. Glumeam, da, glumeai. Te-ai dus. Fraților, dar nu mai poți să facă nimica. Ăsta fuge. Ăsta fuge, se duce la el acasă ca să ia ouăle. O să fiu bogat. Mamă, uitați-vă. Te-ai dus. Truly a monster at heart. You were just waiting for an opportunity to kill that man. Bro, oh my god, frate, ce nesimțit e ăsta. Îi zice, ești un monstru în inimă și ai așteptat pentru o oportunitate să-l omori pe ăla. Mamă, te-ai dus, băi. Ce faci acum? Ăla nu că prăpastie. Te-ai dus, băi. Let's go. Săracu Charles. Și aici s-a terminat, fraților, această animație. Băi, a fost ceva foarte interesant, băi și fete. Chiar mi-a plăcut să reacționez la ea. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem reacții la animații, scrieți la comentarii, băi și fete. Se pare că până la urmă, Ciuciu Charles nu este chiar un monstru. V-am pa pe toți, pa, pa!